Park Hyde Park înseamnă nemembru, înțelegi? Una e adjectiv și alta e substantiv. Mie candidat mi se pare o tâmpenie. Ce candidat? Ce candidat la președinte? Pretendent. Doritor. Deci uite, eu dacă vin susținător. Eu vreau să mă duc la Amnesty să activez, dar să-i ajut. Eu nu sunt membru cu acte în regulă, dar sunt voluntar Amnesty. Toți așa folosesc, dar noi nici nu. Deci eu cred că voluntar. Conform legii despre voluntariat, ei îți dau ștampilă și certificat, dar tu și le dai. Voluntarii noștri nu au din asta. Ștampilă. Oleg, dacă vrem, putem să facem un parteneriat cu o organizație care are ștampilă. De ce insisti, Genadie? Sfii și voluntarii noștri. Lasă să insisti că-i dreptul lui. Tu de ce insisti să fii contra lui Genadie? Genadie, dar o să aibă efect juridic chestia asta, ștampila noastră. O să aibă efect juridic în planul ăsta, ca celelalte. Îl întrebăm domnul profesor cum e mai bine și gata. La limbă, la cuvinte, cred că dânsul se percepe cel mai bine. Sau Gecu, că e filolog. În Europa deja se practică în mai multe țări, în mai multe țări și la noi s-ar putea să apară această situație. Organizația noastră nu are personalitate juridică. Dați voie să termin. Atunci când o persoană, un tânăr se angajează undeva, dar îi se cere să îndeplinească acolo în CV, da, în CV, da, dacă au participat că în calitate de voluntar undeva într-o organizație. Da, ca cu de asta juridic, cu aspect format juridic, dar noi dar nu suntem ce am putea juridic. Noi să facem? La noi este atât de atractivă calitatea de voluntar, încât el să aibă anumite drepturi, abilități, posibilitatea de a face parte dintr-o echipă inteligentă și care se bagă peste tot, filmează, mediatizează, încât să nu-i trebuie spata la mada, să-i trebuiască faptul de a fi în grupul ăsta. Corect. Deci noi îl acceptăm numai dacă el poate nu, să filmeze. Sub ce aspect ne scot ochii? Că, adică ne asumăm o calitate pe care nu o putem, nu o acoperim. Deci juridic, noi nu suntem personalitate juridică, da? Dar ei au nevoie în CV. Adică nu doar, nu doar CV, dar și certificat că au fost membru, că au fost voluntar. Personalitate juridică, noi nu putem oferi. Tu nu poți să-i dai lui ăsta, cum se cheamă, stagiu de muncă, da. Carnet asta de muncă. Merge, dar ei merg, ei nu sunt membru. Ia uite, fata e voluntar, nu-i plătită, dar are carnet de muncă. Da, poate să aibă dacă ar vrea. Când ai destui ani, da? Vocabular, nu pe noi. Majoritatea... Este termen. Hai, propuneți altceva. Atunci, uite, susținător, simpatizant. Eu cred că... Simpatizant. Ok, susținător. Dar de ce am ajuns iarăși vorbim de asta? Sau am trecut la următoarea? Dar și mie împotrivă, mie îmi place cuvântul. Noi putem să votăm mai la urmă. El e frumos cuvântul, dar vezi că nu acoperă ceea ce spuneam. Stați-o lecuță, că eu numai iată ce am vrut să spun. Noi putem să ne mai întoarcem la întrebarea asta. Ministru e frumos. Cu ștampile, cu cărtișele, dacă să avem foarte mult voluntari, să avem și discutat. Unul ai să ai și o să ceară chestia asta și cum ai să-i dai? Până acum atâta ideea de perioada asta este ca noi să cunoaștem persoana ce poate, ce putem să încredințăm și persoana pe noi să ne cunoască și nu trebuie de complicat. Păi, da, tocmai complicăm chestia asta. Oamenii buni, hai parcă atât de vizibil și de implicat, că fără ștampilă merg recomandările foarte bine. Nu vii atât de asta, deci instituțiile astea... Bă, da, la câți le-am dat, o mers. Eu am dacă candidat la Teleradio Moldova pentru că mi-a semnat Gicu o caracteristică. Nu. La fel, noi am Genadie, da, în toate și eu Parascove, Topada, cu proiectul cu partea franceză. Au mers foarte bine proiectul. Deci unde trebuie, dacă semnezi, dacă sunt instituții de astea birocrații care cer exact, anume îți corespunde. La ei o să spunem de asta, suntem neformal. Neformal, exact. Până acum, și alt aspect era că, până acum tot era o chestie, vei să spui că eu vreau să fac ceva. Dar era cum drobă, că ne-a ajuns într-acela că, pe urmă, parcă nu puteai cere de la persoană. Pe bază la ce? Iată cum de exemplu. Nu, noi am înțeles asta. Și așa atât. Nu spune problema asta, deci confuzia, noi trebuie să remediem confuzia terminologică, sub aspectul ăsta. Nu, putem să numezi departe. Iată experiența pe care a trecut Mircea între la facultate. Când s-a prezentat... Când s-a prezentat că el face parte din Hyde Park, gata, cu alți ochi era primit, altfel era primit. Nu, astea sunt deja senzații, impresii. Noi vorbim sub aspectul ăsta, strict. Eu vreau să spun strict ceva. Al actelor juridice, sub aspectul ăsta. Dar noi cred că acolo încă n-am ajuns. Stați în Mircea, vrea să vă vorbesc. Okay. Dați-i voi. Noi, până la cum intru un membru în Hyde Park? Trebuie să semnez trei membri deja activ. Și atâta timp cât, eu din câte țin, trebuie să argumentez semnătorul. Și atâta timp cât, dacă... se argumentează bine pe tână, poate aia poate să fie o lună voluntar.
de-a poți fac lucruri care alții nu l-au făcut în 3 luni, de nu. Deci tu îți propui deci să scade, cred, da? Eu nu cred. De Doamne să avem așa dacă vrea să fie membru Hyde Park, e prea mult pentru el 3 luni să manifeste. Deci dacă Lucia îmi spune că vrea să fie membru și eu îi zic foarte bine, poți fi întâi voluntar sau poți fi activist Hyde Park, fără dreptul de a vota. Dar în astea 3 luni arată ce poți și după asta noi tragem linia, spunem că tu încă nu poți deveni membru pentru că n-ai fost activ. Care-i rostul să găsești? Dar Lucia Deamă e membru, nu vorbiți despre ea. Nu, eu am dat vorbiți despre Natalia sau despre Doina. Care-i rostul să grăbească camereasa la pat? 3 luni asta e convențional. Și vă grăbiți camereasa la pat? Doamne, ferește! Așa, deci 3 luni eu cred că e un termen rezonabil, dar aici e perfect ceea ce recomand. Hai la termen, la terminologie. Și acum tu nu mai ce ai spus cuvântul activist. Noi putem acum să hotărâm sau să revenim pe grup să votăm. Care cuvinte, câteva versiuni să avem? Ia sculați-vă în picioare că treci președintele țării. Smirna! Cum așa o e? Cu baluni, dar în ore. Și îmi pare mult în ore. Nu, ori... nu, asta nu. E greu de cuantificat. Da, dar cine așa de să nu numere? Oră importantă. Oricum, ideea că să ne cunoaștem și atât. Exact, e vorba de... Deci trec o anumită perioadă în timp, dar dacă nu pui 3 luni, cineva o să depună ieri cererea de voluntar și mâine zice că eu vreau un membru, că eu am activat în noaptea. Cred că unicul lucru care e aici e vorba doar de confuzia asta terminologică. În rest, totul e bine, din punctul meu de vedere. Noi deci, trebuie să ne bucurăm taman de faptul că noi nu suntem organizații formale. Asta înseamnă că noi reguli ne facem ca să ne fie nou comod, exact, cei cu care comunicăm. Pentru noi, exact. Deci, ștampila cu 40 de lei să faci cine să vrei, dar acum nu avem pentru ce să discutăm. În afară de voluntar, ce mai putem propune? Activist, susținător. Susținător este cam toți. Cel care nu se uită, dă un like, noi asta putem să votăm mai încolo. Susținător, simpatizant. Ok, nu-i bus susținător. Hai să luăm un tânăr care vine la liceu, stă o săptămână sau o lună cu noi, dar el în școală ce spune? Sunt susținător Hyde Park? Sau voluntar, sunt activist, tot sau știu ce înseamnă. Mie voluntar și mie îmi pare foarte. Voluntar și activist peste tot în lume. Hai atunci, spunem la vot. Și pentru cam mine ce termen mi se pare mai potrivit pentru noi? Propunem mai mult. Hai să-l întrebăm pe domnul Băcu și părerea are sub aspect terminologic, semantic, lingvistic. Activist, voluntar, simpatizant. Cred că aceasta nu e important. Nu are așa mare importanță cum a fi numit. Faptul că s-a pus pe tapet, că aceasta mă bucur. Și faptul că se ridică problema de eficiență și de un activism așa cu adevărat, eu salut lucrul ăsta. Chiar m-am gândit, iată, stând, așteptând începutul adunării de astăzi, stăteam de vorbă cu domnul Munteanu și eu mi-am exprimat părere, deși n-am fost întrebat, dar am simțit necesitatea aceasta că de a te implica, într-adevăr, n-are rost să te consideri membru dacă nu faci nimic. Și nu te simți bine dacă nu faci nimic. Și atât eu am avut de gând să vin cu propunerea, ori să mă retrag din... Sunteți activ! Din cauza că nu lucrez, bine. Dar participarea la proteste, asta e un proiect. Participarea la proteste e un proiect foarte important. Asta cine nu participă? Dar vine numai cine vrea, cine crede în asta. Nu, dar el spune că nu e activ. Dar participă la proteste... Cred că încercarea aceasta, termenul acesta de probă e bun. Și poate că ar fi bine de făcut o revizie aici la noi, care într-adevăr membrii care n-au lucrat. Uite, de astăzi, dumneata, uite, treci în categoria de simpatizant sau de cum găsi termenul acesta. Câte zeci de cetățeni am dat noi afară din Hyde Park? Suntem 12 acum, dar am fost peste 100, nu? A rămas exact 12 oameni, din care 10 sunt aici. Știi, din aceștia 12 încă vreo 4 trebuie de... Încetul cu încetul o să ne propunem, dacă nu se implică, să... Mai știu ce, mai este mai... E corect. Nu, mă ating că iată, unul, eu trec în categoria aceasta de... Dacă timp de 3 luni, da, ați dat în firmă. Noi ziceam în 3 luni pentru voluntari. Aderenți. Așa, toți voluntarii ăștia care n-au făcut niciun... De bun, și să admitem că sunteți în categoria asta. Cum v-ar place să vă numiți? Voluntar, activist, simpatizant? Avem 3 variante. Voluntar. Voluntar e bun? John zice că e mai bun voluntar. Activist, simpatizant, aderent, candidat, pretendent. Aderent. Dacă a ajuns la limită, s-o proces. Aderent, e un proces. Tu fiind filolog. Tu fiind filolog. Faptul că, când într-adevăr trebuie... Dacă nu-i binecunoscut, el trezește tot felul de interpretări.